Problemele urbanistice și sociale ale municipiului au fost abordate integral în ultimii ani, asigurându-se coerența și funcționalitatea în administrarea Severinului, două elemente esențiale în dezvoltarea unui oraș european modern. Zona centrală este reprezentativă pentru orașul nostru, iar reabilitarea și modernizarea ei este importantă pentru conducerea primăriei. Reabilitarea zonei centrale a municipiului Drobeta-Turnu-Severin se apropie de final. Această zonă cuprinde atracții turistice importante, iar peisajul urbanistic va ajuta cu siguranță la dezvoltarea turismului din orașul nostru. Este vorba de un proiect mai amplu, este vorba de o finanțare pe bugetul local, printr-un credit aprobat de Consiliul Local. Municipalitatea l-a contractat pentru 10 străzi, unele mai mari, unele mai mici. Referitor la acestea din centru, aceasta și mai este o bucățică mică și se termină toată modernizarea din zona centrală, lucru total normal pentru a avea un centru modern în Drobeta Turnu-Severin, pentru ca cetățenii și turiștii să aibă confortul necesar. Din acest punct de vedere pot spune că ne-am încadrat în termenii pe care i-aveam stabilit inițial, adică spre sfârșitul lunii în curs să avem centrul modernizat și să așteptăm iarna așa cum trebuie, cu străzile asfaltate și pregătite pentru sezonul rece. Reabilitarea întregii infrastructuri urmărește să confere un aspect plăcut întregului oraș și să contureze la nivelul municipiului o nouă viziune de reașezare a peisajului urbanistic.